Corona scepticii cântă și dansează. Nu-i zi în care polițiștii să nu spargă o petrecere cu zeci sau sute de invitați care se distrează împreună fără măști. Când nu-i prind în flagrant, îi descoperă pe YouTube. La o astfel de petrecere a fost filmat și unul dintre cei care ar trebui să impună legea sau măcar să ne convingă, purtătorul de cuvânt al ISU Brașov. Stare de alertă. Rata de infectare peste 3 la mie. Scenariu roșu. Nimic nu pare să conteze. Unii aleg să petreacă fără să se gândească la sănătatea lor sau a celor din jur. Nici măcar a copiilor lor. În imaginile de la Craiova se observă cum un copil de 6 ani este învățat și încurajat să fumeze. Despre respectarea normelor de protecție sanitară nici nu are rost să mai vorbim. Se ocupă poliția Craiova, care a deschis un dosar penal și cercetează. Încă mai cercetează și imaginile postate de tatăl aceluiași copil în mai anul trecut. Băiețelul se urca dezinvolt la volanul unei mașini sau dansa cu două cuțite în mânuțe. Și petrecerile continuă. Un botez cu zeci de invitați a fost întrerupt de polițiști la Brăila. Au fost aplicate două sancțiuni contravenționale în valoare de 3.000 de lei fiecare, atât organizatorului evenimentului, cât și administratorului societății comerciale. Alt județ, o altă petrecere. De data asta, pe ritmuri de hip-hop. Nu i-au lăsat mască însă pe oamenii legii care au văzut imaginile. Sărbătoritul, care și-a celebrat astfel ziua de naștere în plină pandemie, a primit cadou o amendă de 1500 de lei. 500 de lei trebuie să plătească și un alt invitat, pompier. Mai precis, purtătorul de cuvânt al ISU Brașov, unul dintre cei care în această perioadă se află în prima linie în lupta anti-Covid. El a transmis pentru Observator că au stat la distanță în grupuri de doar 4 persoane, deși imaginile îl contrazic. Și astfel de exemple găsim în toate colțurile țării, deși autoritățile repetă că aglomerația este principala sursă a răspândirii virusului. Cu siguranță, aceste petreceri, în special nunțile mai mari, botezurile cu un număr important de persoane, unde nu s-au respectat purtatul măștii și distanțarea, au contribuit semnificativ la răspândirea bolii. Doar în ultimele 24 de ore au fost deschise 11 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor.